binecuvântat este Dumnezeul nostru întotdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și pe toate le chinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorului de Viață, vină și te sărășluiește într-o noi și te curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpânii iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu duhurile dreptilor celor ce s-au săvârșit, odihnește Mântuitorule și sufletul roabei Tale, păzindu-o pe dânsa într-o viața cea fericită, care este la Tine, Iubitorule de oameni. Pentru odihna Ta, Doamne, unde toți sfinții Tăi se odihnesc, odihnește și sufletul roabei Tale, că Tu singur ești Iubitor de oameni. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu, care Te-ai pogorât la iad și ai dezlegat durerile celor ferecați. În sus și sufletul roabei Tale îl odihnește, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Una curată și prea nevinovată Fecioară, care ai născut pe Dumnezeu cu trup fără de sămânță, pe acela roagă să mântuiască și sufletul roamei Tale. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după marele mila Ta. Te rugăm, Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletului roabei lui Dumnezeu, Valeria, și pentru ca să-i se ierte ei toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Arătul Dumnezeu să așeze sufletul ei unde drepții se odihnăresc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor ei, de la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să-i cere. Da, Doamne, Doamne, miluiește! Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care încărca moartea și pe diavolul ne-a surupat și dorit viață în lumii Tale. Însuți, Doamne, odihnește și sufletul adormite în roabei Tale, Valeria, pe loc luminat, pe locul verdeață, loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală să fugit ea cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă. Dumnezeu.
că nu este om care să fie vin să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna, adormite în roabei Tale, Valerea Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, cu prea Sfântul și Bun de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Ceata Sfinților aflat izvorul vieții și ușa Raiului. Să aflu și eu calea prin pocăință, eu sunt oaia cea pierdută. Cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Chipul slavei Tale celei negrăite sunt păcate și port rănile păcatelor. Miluiește zidirea Ta, Stăpâne, și o curățește cu îndurarea Ta, și moștenirea cea dorită dăruiește, făcându-mă pe mine iarăși cetățeană al Raiului. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Odihnește, Dumnezeule, pe roaba Ta și o așează grai. Unde cetele Sfinților, Doamne, și drepții ca luminătorii strălucesc, pe adormita roaba Ta odihnește-o, trecându-i ei toate greșalele. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te curată ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc a aflat mântuire prin Tine, iar noi să aflăm Raiul. Născătoare de Dumnezeu, curată și binecuvântată. Aliluia, aliluia, aliluia. Mărire ție, Dumnezeule. Și în vecii vecilor. Amin.
ți odihnește, Hristoase, sufletul adormit de roabei tale. Unde nu este durere, nici netristare, nici suspin, ci viață fără nesfârșit. Tu singur ești fără de moarte, ceea ce ai făcut și ai zidit pe om, iar în noi, pământenii, din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum mi-ai poruncit când mi-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământării mergem, făcând tângâre de îngropare cântarea. Aleluia! Sfinții odihnește, Hristoase, sufletul adormit de oamenii tale. Unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de la icoane citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte. Zisa Domnului către iudeii care crezuseră în El. Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar am spus vouă că m-ați și văzut și tot nu credeți. Tot ce-mi dă mie Tatăl la mine va veni și pe cel care vine la mine nu îl voi scoate afară. Pentru că cel care vine la mine mă va vedea că m-am pogorât din cer, nu ca să fac voia mea, ci voia celui care m-a trimis pe mine. Iar voia celui care m-a trimis pe mine este aceasta, ca toți pe care mi-a dat mie să nu pierd pe niciunul, ci să-i înviez pe ei în ziua cea de apoi. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Care desfătare lumească este lipsită de întristare? Care mărire stă pe pământ de schimbat? Toate sunt mai neputincioase decât umbra, toate mai înșelătoare decât visurile. O clipă numai și pe toate acestea moartea le primește, ci în lumina feței tale, Hristoase, și în îndulcirea frumuseții tale, pe cea pe care ai ales-o, odihnește-o ca un iubitor de oameni. Adu-ți-mi aminte de prorocul ce strigă, eu sunt pământ și cenușă și iarăși m-am uitat în morminte și am văzut oase goale și am zis, oare cine este împăratul sau ostașul, sau bogatul sau săracul, dreptul sau păcătosul? Ce odihnește, Doamne, cu drepții pe roaba ta? Plâng și mă tânguiesc când gândesc la moarte și văd în morminte frumusețea noastră cea zidită după chipul lui Dumnezeu zăcând. Grozavă, fără mărire și fără de chip, o minune! Ce taină este aceasta? Ce s-a făcut cu noi? Cum ne-am dat stricăciunii? Cum ne-am înjugat cu moartea? Cu adevărat, precum este scris după porunca lui Dumnezeu, care dă adormitei odihnă. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Și pentru ca să-i se ierte ei toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește!
drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerilor și iertarea păcatelor ei, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să-i ceră. Și viața și odihna, adormite roabei tale, Valeria Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție mărire Îngerților împreună cu Cerul de Ceputat, Tău Părinte, cu prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, mărire ție. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, Părinte, vine cu mine de Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților și totul lăudaților apostoli, ale preacuvioșilor de Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, ale Sfântului și dreptului Lazar, cel a patra zi înviat din morți, și pentru ale tuturor Sfinților, sufletul roabei sale, Valeria, mutată de la noi, în corturile dreptilor să-L așeze, pe zilele Avram să-L odihnească, cu dreptii să-L numere, iar pe noi să-L miluiască ca un bun și iubitor de oameni. Pentru fericita adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletului adormite roabei tale, Valeria Hristoase, Dumnezeul nostru, și fără-i veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire. Venită din România, din partea familiei fratelui Ilie, Marioara și Carmen Orțea. Este greu întotdeauna să vorbești despre cineva pe care ai cunoscut-o de atât de mult timp. Și pentru mine am cunoscut-o de Antu Valeria cu 20 de ani în urmă, chiar când am venit în America. Una dintre cântările de la slujba vecerniei a psalmistului David spune: scoate din stricăciune sufletul meu. Iar tot la slujba vecerniei,
dreptul Simeon spune, acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace. Scoate din stricăciune sufletul meu ca să laud din numele tău, se referă tocmai la a scoate sufletul din trup, din această temniță care o avem aici pe pământ. Iar dreptul Simeon, la fel, cere al Dumnezeu să-i slobozească sufletul pentru a intra în veșnicie. De foarte puține ori și puțini dintre noi ne întrebăm ce este moartea. Unii spun că este un lucru natural. Aș spune că nu este un lucru natural. Natural este ceea ce este creat de Dumnezeu. Dumnezeu nu a creat moartea. Dumnezeu a creat pe om, creat să fie veșnic. Moartea a intrat atunci când părinții noștri și-au arătat neascultarea față de Dumnezeu. Și nu neapărat neascultarea, cât nerecunoștința. Nerecunoașterea față de păcatul pe care l-au făcut. Dacă ne gândim creștinește, poate că moartea este chiar o binecuvântare. Pentru că a fi veșnic, dacă Dumnezeu n-ar fi îngăduit moartea și ar da omului, ar fi dăruit omului o veșnicie în păcat, gândiți-vă cum ar fi fost viața noastră dezbucimată să trăiești o veșnicie în păcat. Dar iată, prin moarte, Dumnezeu ne îngăduie veșnicie absolută, o veșnicie într-un loc în care nu este durere și nici suspin, cum spun cântările de la slujbele religioase. Așa că moartea, iubiți credincioși, este doar o ușă care se deschide tot timpul pentru a trece în veșnicie. Când ne adunăm la slujba înmormântării sau la slujba sărăcustei, în primul rând ne adunăm pentru a ne ruga ca Dumnezeu să ierte adormitei tot ce a greșit, cu voie sau fără de voie în această viață și să-i dăruiască acea odihnă veșnică. Apoi sigur că suntem aici ca prin prezența noastră și prin cuvintele noastre, vorbele noastre, să îmbărbătăm, să dăm curaj familiei îndurerate. Sigur că plângem pe cea adormită, dar oare plângem pe cea adormită sau ne plângem pe noi înșine? Pentru că acest gol care a rămas, i-a rămas nou. Tanti Valeria este într-un loc mult mai bun. Și atunci noi ne plângem parcă pe noi înșine, pentru golul care ne-a rămas nouă, că nu o să mai fie între noi. Și în al treilea rând, cred că suntem adunați aici pentru a medita puțin la ce spuneam mai devreme, la ce este moartea. Dacă suntem atenți la rugăciunile spuse de preot și la cântările slujbei de pomenire, vedeți că biserica nu se referă la cea plecată de la noi ca și la mort. Ne referim la cel care pleacă de la noi ca și la cel care a adormit. Biserica tratează pe cel mort aproape ca și pe cineva care este viu. Prin toate slujbele, toate rugăciunile care le spune. Adormita roabei lui Dumnezeu. Pentru că noi credem în viața cea veșnică. Moartea nu este sfârșitul
vieții veșnice. Viața veșnică începe după moarte. Viața aici pe pământ, iubiți credincioși, este doar o clipă din veșnicie. Foarte, foarte puțin. Poate că neimaginabil de demăsurat. Foarte, foarte puțin. Un singur lucru este cert. Toți care ne naștem vom muri. Depinde cum murim. Cât de pregătiți suntem de moarte. Eu sincer cred că tanti Valeria a împărtășit aceleași sentimente precum Sfinții Părinți. A așteptat ca sufletul ei să meargă la Dumnezeu. Cred că se duce de la noi împăcată pentru că a lăsat o familie împlinită, împăcată pentru că l-a avut pe Hristos în suflet o viață întreagă și împăcată știind că cei care au rămas se vor ruga în continuare pentru sufletul ei. Nouă nu ne rămâne decât să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să-și reverse milostivirea sa asupra sufletului adormite roabei sale, Valeria, dăruindu-i odihna cea veșnică, acolo unde este numai verdeață și nu este durere și suspinare. Amin. Aș dori să citesc prima dată scrisoarea care a fost trimisă din România de către fratele tanti Valeria Ilie împreună cu Marioara și Carmen Orte. Toate darurile închise în destinul nostru sunt îngrădite cu suferințe și doar la atâtea daruri putem ajunge prin câtă suferință putem răzbi cu bucurie, spunea părintele Arsenie Boca. Este greu de înțeles și de acceptat o asemenea tâlpuire a vieții. Chiar dacă nu o înțelegem și nu o acceptăm, nu înseamnă că nu este valabilă. Ce bucurie poți însă găsi în trecerea cuiva drag, pentru care, indiferent în ce moment sau mod s-ar întâmpla, nici când nu ești pregătit. Oricât de greu de înțeles și chiar mai greu de acceptat, trecerea aceasta este între puținele certitudini din viață pentru fiecare dintre noi. Trecerea din lumea celor aparente, pieritoare și înșelătoare, în cea de lumină și bucurie. Reîntâlnirea cu cei deja parte din ea, dar și cu verdictul la bilanțul unei vieți sub semnul crucii, oricare ar fi ea, întotdeauna grea, care după parcursul pământesc rămâne simbol al asumării ei în numele celui mai înalt sentiment uman, iubirea necondiționată în numele lui Iisus Hristos. Din bucuria prin care prezența celui drag o reprezintă, doar prin iubire poți schimba perspectiva și să devină bucurie pentru el, pentru cel eliberat de lumea cu multe încercări și lacrimi, văzute sau nevăzute, știute sau neștiute. Se spune că poți cunoaște caracterul unui om atunci când e într-o situație tensionată sau delicată, de modul cum se raportează la ea sau la tine. Nu pot să vorbesc despre caracterul surorii mele, fiind omul cu care nu am ajuns vreodată în vreo situație tensionată. Ceea ce însă îi putem toți asocia este bucuria. Bucuria din voce, din priviri, din întreaga ființa ei. Din surprizele oricând gata să le facă. Poate aș spune că era des preocupată de starea de bine a celorlalți, și astfel nici când bucuria ei nu a fost deplină. Și prin ea am înțeles că pentru ceea ce este autentic în noi nu există bariere, nici fizice și nici de altfel. Că poți fi foarte împreună fiind la distanță. Că prezența fizică, da, e specială, dar ce-ar fi în lipsa sentimentelor adevărate, profunde? Tot prin ea, ca soră mai mare, știu că și de acum încolo mai am, mai avem lucruri de înțeles și învățat.
că am câștigat în cer un redutabil aliat în luptele noastre pământești, că pentru bucuria ei și a noastră de plină încă mai sunt etape de parcurs. La bună regăsire cu cei dragi, iar pentru noi rămâne aceeași lumină și bucurie pe care le transmitea și de la distanță prezența propriu-zisă din totdeauna și pentru totdeauna. Cu recunoștință, prețuire și mult drag, Ilie, Marioara și Carmen. Cum aș dori să invit pe Shana first. Shana and Tyler are going to say some words for their grandmother. On behalf of our family, we want to thank all of you for being here today for my grandma, more lovingly known to us as Mama Lila and Mama Tina. She was so loved by so many. Grandmas are family stone who kept us all together all the time. Not a day went by for any of us to get a phone call from her. She was happiest when she would hear our voices or see us. I will always remember her calling and asking all of us how we were doing and what we were doing that day. Plus a million more questions. Or if we would walk barefoot or sit on the floor, she'd be like, "Solete en la super dacano." But we all knew Grandma could not get mad at us for more than a second. She was worried and wanted to make sure we were safe all the time. And she left a voicemail on my phone that I will keep forever. In that message, she said, "Nu știu unde sunteți, dar inima mea este înghețată că nu știu, nu răspundeți." Anyone who knew her knew this voicemail was who she was. So caring and worrying about everyone all the time. She was the most selfless person I know who put everyone before herself. She was the person I could joke around with. I was so open with her that I would talk to her about anything. I remember even asking her about her first kiss and us sitting there laughing and talking about it. We will all cherish all the wonderful memories we had with her, all the stories she used to tell us from her childhood. I could go on forever talking about her sweet little grandma, who we always said was like a little teddy bear we just want to hug forever. She had the biggest heart. She loved her grandchildren more than anything in the world. She would always tell us how proud she was of us. My mom and aunt were her everything. They were her whole world. And she had such a special close bond with her two brothers, who she loved dearly and talked to all the time. And my grandpa was her soulmate. They would pick her once in a while, and we would laugh. But my grandma always said that we aren't arguing. We were just talking. We never go to bed mad, which is what was always true for them and for us. We will miss you forever, Mama Lila, and cherish all the beautiful memories we had with you. Not a day will go by where we won't think about you. We know you will always be with all of us. I am so happy we got to spend so much time with you, especially these last few months. I remember laughing with you that when I get into my car, automatically it knew I was going to your house. You are the one who kept us all close-knit. And although no life without you. And from here on, nothing will ever be the same. A piece of our heart will forever be gone. You are the best grandma, mother, wife, sister, daughter, aunt, and friend. Te iubim mult, mama, și o să aveam un gol în inimile noastre până ne întâlnim iară. I will always take comfort knowing that you, Mama Doya, my great-grandparents, and my cousin Florine will watch over us and guide us always. And I would like to end with one of my favorite poems. If tears could build a stairway and memories a lane, I would walk right up to heaven and bring you back again. No farewell words were spoken, no time to say goodbye. You were gone before I knew it, and only God knows why. My heart still aches with sadness and secret tears still flow. What it meant to love you, no one can ever know. But now I know you want me to mourn for you no more, to remember all the happy times life still has much in store. Since you'll never be forgotten, I pledge to you today a hollow place within my heart is where you'll always stay. Thank you.
my grandma, or as I always called her, my mama Lele. As we mourn her death, I find comfort in being thankful. Thankful for all the unconditional love you gave me, thankful for all the life lessons you taught me, thankful for all the time I got to spend with you, and thankful that you were my grandma and I was blessed with 18 loving years with you. Although I wish nothing more than to just hold your hand one more time and have one more of our special talks together, I take solace in knowing that you'll always still be with me, watching over me, guiding me as you always have. We will still have our special talks. In my heart, you will live forever, Mama. But as for me, I will sing about your power. Each morning, I will sing with joy about your unfailing love. For you have been my refuge, a place of safety when I am in distress. Psalm 59:16. David said this to God, but today I'm saying this to you, Mama. And I love you so much. Thank you for coming, everybody, from the whole family. We appreciate all your love and presence. She loved everybody. She always put herself above and beyond just to have everybody else be happy. There's so much to say, hard to say. We're going to miss her very much. She was our glue, our rock. We'll do the best we can to keep Grandpa going and to keep our family strong the way she's always wanted. And for everybody who has a family and people they love, keep the strength and strength of the family together. Because that's what she taught us, and that's what we're going to be doing for the rest of our lives because of her. Thank you once again from our families. Thanks again. Iubiți credincioși, mâine dimineața la 10:30, slujba mormântării, după care vom duce trupul adormit la cinci la iubi. Dumnezeu să ierte și putem să se odihnească. Dumnezeu să ierte. Thank you.